Am revenit în direct, a doua oră de discuții pe bune în această seară. Domnul Doru Bușcu de la Cațavenci alături de noi, mulțumesc pentru prezență, bună seara. Bine v-am găsit, bună seara. Domnul Doru Bușcu, ca să luăm discuția, domnule, am lăsat-o pe prima oră cu Klaus Iohannis, cu NATO, cu sistemul Patriot, cu astea. În primul rând, vă simțiți mai în pericol decât săptămâna trecută, acum că am dat sistemul ăsta Patriot către ucraineni? Nu, mai în siguranță. Mai în siguranță. Sistemul e acolo unde ar trebui să fie, nu problema donației sau datului era problema candidaturii la NATO. Ăla era pericolul? Era un pericol cu mult mai mare și în continuare rămâne un pericol ca Klaus Iohannis, omul pe care presa germană l-a făcut incompetent. Jurnaliștii ăia de la fază. Da. Da, sunt și așa, nu știu, tot timpul au ceva de comentat. Deci există încă perspectiva ca Klaus Iohannis să primească o însărcinare în direcția să fie înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru Ucraina. Pentru Ucraina. Ori, și ăsta este un lucru foarte periculos, la fel de periculos ca și candidatura la NATO, care a reușit, după atâția ani în care alianța a reușit să demonstreze solidaritate și unitate, mai ales într-un moment în care avea mare nevoie de acest moral ridicat, să dezbine, să pună problema, adică practic să facă ceea ce ani de zile serviciile secrete rusești, propaganda rusească și toate sforile trase de Putin n-au reușit să facă. Să introducă un sistem de un dubiu în interiorul aliaților deci, NATO. Deci candidatura lui Klaus Iohannis la NATO era, să spun eu, pericolul pentru consens, nu Victor Orban. Era și pericolul pentru consens, Victor Orban. Erdogan? Păi Victor Orban și Erdogan au fost în consens cu cei care au inventat NATO, care îl finanțează, care îl înarmează și care ar trebui să și decide cine îl conduce. Dar au fost în consens acum, pe final, că până atunci se cam opuneau. Oamenii au ridicat mâna și au spus că doresc să negocieze. Noi am ridicat mâna, adică Iohannis a ridicat mâna în numele României, fără să consulte pe nimeni, nicio instituție a statului, ca să nu mai vorbim de Parlament, și a negociat în nume propriu, fără să obțină nimic. Și Turcia și Ungaria au negociat și au obținut, am văzut ce a obținut Orban, a obținut o declarație din partea lui Mark Rutte, în care maică nu și-a cerut scuze Rutte. Ceea ce ar fi fost binevenit și pentru noi. Ar fi fost foarte bine, dar dacă Iohannis ar fi condiționat retragerea sa din cursă de o astfel de scrisoare deschisă de la Mark Rutte, care se spune, vă rog frumos să mă iertați, am greșit mult față de voi români, ar fi dat o însemnătate politică, ar fi avut sens implicarea lui. Sigur că ar fi avut, dar nu mai putea să facă lucrul ăsta, pentru că l-a deranjat pe toată lumea. Atunci când l-a chemat Biden la Casa Albă, cred că l-au momit puțin cu premiul ăla Asper. Da, și o medalie. S-a dus acolo și că tot ai venit, cred că l-a avertizat, nu cumva să te prind cu mâna pe sus când votăm la summit, că ne vei și lasă pe aia și că tot ai venit, ia donează tu și un Patriot. Asta cu Patriotul pare așa și un pic de pedeapsă că s-a băgat în discuție. Ai vrut tu șefie NATO? Mai întâi dă un Patriot acolo și mai vorbim. Da. Dar m-am gândit că poate sistemul Patriot dat Ucrainei, retragerea sa din, să zicem, cursa pentru Secretariatul General NATO, deși nu e o cursă, pentru că acolo e o negocie. Mă gândeam că toate astea... Nu e nicio negociere, nu e nicio negociere și în niciun caz nu poate negocia un stat din poziția României. Acolo dar ce trebuie și discuți cu cel care... de care depinde NATO. 80% din fondurile din armata NATO sunt... Dar măcar ce a făcut Ungaria. Dom'le, ok, Ungaria dar vreau a obținut ceva. Pentru Victor Orban a obținut pentru Ungaria două lucruri. Unul, să nu contribuie cu oameni. Asta este politica lui. Da. Și asta este o politică pe care ungurii o acceptă, o votează. Da. Să nu meargă niciun ungur în operațiuni din Ucraina în cazul în care situația rămâne așa și să nu contribuie cu fonduri la înarmarea Ucrainei. Asta a obținut... Și România n-ar fi putut cere ceva, dar nu, sigur, altceva, în acord cu sentimentele românilor. Nu știu, scuzele alea oficiale de la Mark Rutte, nu le-ar fi putut cere? Adică nu se putea face nimic? Că pare, eu m-am gândit la un moment dat că poate am condiționat retragerea și donarea sistemului de ridicarea vizelor pentru români în SUA. Dar nu l-a interesat asta pe Nu e nici asta o miză, nu? Uite, Erdogan a obținut în
etape succesive de negocieri, a votat pentru, a acceptat Finlanda, a acceptat așa, acum a acceptat... Dar s-a lăsat greu. S-a lăsat, dar a obținut ceea ce îi refuzaseră Statele Unite și anume importul, cumpărarea unor avioane F-16 îmbunătățite, upgradate, de care Turcia, ca mare putere în Orientul Mijlociu, are nevoie. Noi nu am obținut nimic, pentru că președintele Iohannis n-a negociat în numele țării, așa cum a spus că își asumă candidatura în numele României, ci a negociat în nume personal. Lucrul ăsta a fost jalnic, s-a văzut. Absolut toate națiunile, chiar și cele care nu s-au exprimat, în presa, de exemplu, cehă, slovacă, poloneză, gestul Iohannis a fost ridiculizat. Iar deci ai și șifonat în povestea. Dar și noi, puțin ne pasă că un om care a pornit într-o acțiune individuală cu balonul spre poartă când se afla în poziție de offside, nu are de ce să fie încurajat de spectatori. Noi am ieșit prost pentru că noi am rămas fără nimic din această, să spunem, și posibilă negociere. Și povestea asta cu sistemul Patriot către ucraineni, într-o primă fază a comunicat ministrul apărării, dar mă gândeam că vorbește ministrul apărării, dar undeva în spate e și o opinie pertinentă pe subiect, că profesorul ăsta de engleză din județul Vrancea nu știu ce expertiză are în domeniul militar, domnul Geluțu Tâlvăr, dar dânsul a zis așa: nu suntem de acord cu donarea sistemului către ucraineni. Pe surse au apărut informații că armata română n-ar fi de acord cu donarea. Se organizează ședința CSAT? Da, e toată lumea de acord. De ce s-a răzgândit ministrul PSD-ist al apărării pe acest subiect? Păi e bancul ăla cu iepurașul în care vine ursul și spune ce faci, vine vulpea și spune ce face purașul. Și uite, curăț pușca să-l împușc pe lup. Și apare lupul și spune ce face purașul. Uite, curăț pușca și vorbesc prostii. Sigur că a venit un telefon și a spus: băieți, ia vedeți, cum adică? Ministrul Tâlvăr e un politic. Și a zis: stai puțin, că acum e campanie, trebuie să avem un predicat național. Cum să dăm? Apărare, siguranță națională, între noi fie vorba... aceste lucruri sunt total neglijate de mulți ani și... Dar acum ne-am agățat de acest subiect, hai să ne umflăm puțin mușchii, să colectăm niște voturi. Și bineînțeles că nu s-a pus problema. Dacă deci, de fapt, n-a fost niciun fel de dezbatere în România dacă dăm sau nu dăm. Păi ceea ce se spunea, documentul despre care se spunea că ar veni de la staful tehnic al MAPN. Da, da, raportul ăla. Raportul așa a dispărut, care spunea: doamne, nu putem să dăm sistemul Patriot că rămânem fără apărare, și a dispărut, nu s-a mai vrut nimeni. Ceea ce înseamnă că forța unui telefon este mai mare decât sistemul nostru integrat de apărare cu Patriot, cu submarine franceze, cu tot ce ne-am dorit. Deci atâta timp cât de ce spun telefoane. Că era un pericol, că acțiunea lui Iohannis era un pericol. Pericolul era mai mare dacă el chiar ajungea într-o astfel de funcție. Pentru că el, în calitate de comandant suprem al forțelor armate, este responsabil pentru starea de azi a armatei. Nu numai că el însuși n-a mișcat, dar el a pus oameni în funcțiile de șef al statului major, de ministru al apărării, care n-au mișcat nimic. România este într-o situație avansată de dezarmare, de neînzestrare armate, într-o situație deplorabilă cu resursa umană, într-o situație critică cu pierderea resursei umane din armată, cu soldele militarilor și cu o mulțime de alte lucruri. E și domnul... Nu-și putea el imagina că va conduce NATO. E și domnul Cristian Zeidler alături de noi, de la USR. Bună seara! Bună seara și îmi cer scuze pentru lipsa prezenței fizice în studio. Lăsați că atât timp cât sunteți alături de noi, din punct de vedere fonic, vă auzim, ideile sunt transmise către telespectatori. Domnul Zeidler, am înțeles că Partidul Național Liberal, Klaus Iohannis, mă rog, îi luăm așa în devălmășie, și-ar fi dorit transmiterea acestui sistem Patriot către ucraineni încă de la momentul inserării, ca în inception, a acestei idei de către americani. Dar PSD-știi, altfel cum să le spun, nu au fost la fel de deschiși și domnul Geluțu Tâlvăr de la MAPN inițial s-a opus. Vorbeam cu domnul Doru Bușcu puțin mai devreme despre existența unui raport fantomatic până la urmă, că n-a apărut, al armatei, care nu era neapărat în sprijinul acordării acestui sistem. Deci PSD-ul părea că nu,
tehnicul din armată părea că nu dorește. Nu, n-am reușit, dar poate m-am luat și cu altele, au fost și meciurile zilele acestea. Care era poziția dumneavoastră ca cel mai important partid de opoziție din Parlamentul României până la alegerile din, nu știu, toamna-iarna acestui an, când probabil nu veți mai fi cel mai important partid de opoziție din Parlamentul României? Acum să știți că aceste alegeri europarlamentare și locale n-au schimbat configurația din Parlament. Ce va fi în toamnă-iarnă, asta rămâne de văzut. Sigur. Am ascultat discuția dumneavoastră cu domnul Doru Pușcu și nu am nimic să contrazic analiza dânsului. Uitați cum stă treaba. România comandată, de fapt, 4 sisteme Patriot de la americani. 7. Erau aici. 7 am comandat, 4 au venit. A patru au venit. Unul era operațional și mai zilele trecute l-am făcut operațional pe al doilea. Da. Bun. Acum, dacă noi donăm un sistem Ucrainei, mie mi se pare că îl punem la treabă acolo unde ar trebui să fie. Pentru că sistemul ăsta, de fapt, se apără de o eventuală agresiune rusească. Vorbim pe față, nu mai e cazul să vorbim în parabole. Deci USR a susținut, nu? Donarea acestui sistem. Nu că am fi membri în CSAT, dar dacă am fi fost, am fi votat pentru donarea acelui sistem și rămâne noi să operaționalizăm ca țară celălalt de două sisteme. Da, întrebarea e dacă în momentul inițierii achiziției n-am cumpărat așa prea multe atunci. Adică dacă noi am cerut 7 sisteme când nu era război, înseamnă că ne trebuie 7 sisteme pe timp de pace. Și pe timp de război ne descurcăm cu 6, care de fapt sunt unul singur, că le putem da prietenilor, nu aliaților, de la Nord, unul să se apere. Și de ce am luat 7? N-am înțeles. Aici ar trebui să răspundă cineva care face analize militare dincolo de orice decizie. Nu răspunde nimeni, că să știți că analiștii militari în larga lor majoritate au un punctaj mai strict decât reprezentanții partidelor politice. Adică am abandonat ideea de a mai discuta cu analiștii politici, cu analiștii militari, pentru că sunt extrem de limitați. Adică pare un chin în care îi trec absolut inutil așa, forțându-i să dea răspunsuri în afara mandatului pe care văd că îl primesc și când sunt în rezervă. Dar e plin pe la alte televiziuni, pe la televiziunea unde se duce doamna Lasconi cu mare drag, e plin de analiști. Haideți să trecem la USR, lăsați. Ce ați făcut, domne? Ați avut dezbatere între candidați? Care mai e situația pe la dumneavoastră? Am avut și mai avem și mâine dezbatere între candidați. Tot mâine avem și mâine și poimine primul tur de vot online. Mâine este primul tur pentru alegerile prezidențiale din USR? Da, mâine și poimine. Și deci după două zile? Da, e un vot online și durează tot. Votează toți membrii USR? Toți membrii USR cu cotizația la ziua drept de vot. Ce ziceți, domnul Bușcu, de sistemul ăsta? Democrație absolută, aș zice la firul ierbii, dar de fapt e la asta laptopului. Deci toți membrii partidului votează două zile să nu fie niciun fel de limitare în timp? Pe de o parte e reprezentativitate totală, absolută, pe de altă parte e întredeschisă ușa către falsificarea votului, mă gândesc că cei mai mulți ei sunt USR, sunt oamenii cu cea mai bună pregătire universitară, așa rezultă din construcția partidului și probabil că au și cel mai mare procent de IT-iști. Și atât de simplu să, pentru că cel care face sistemul îl poate și, nu, îi cunoaște și slăbiciunile și poate falsifica votul. Folosim un sistem, vă rog să vă lămuresc, folosim un sistem care nu ne aparține, se numește Zeus și este cel mai utilizat. Și de la Luis Lazarus. Vot online. Dezvoltat de niște universități din Grecia. De ce n-ați luat de la STS? Că e foarte bun. Dacă știți. De ce nu lucrați, domnule, cu produse românești? Zeus se baza pe serviciile unor zei care se ocupau cu viclenia, cu intrigile, cu războiul. Da, e bine să aveți în vedere asta. Mai știți de unde vine numele de Europa? Ce scrocherii făcea și Zeus când îl apucau nebunile? Numele unui topper pe care noi l-am mai folosit, da. Și nu a fost niciodată. Ați mai folosit? Asta voiam să vă întreb. L-ați mai folosit? Da. Nu. Așa a ieșit și domnul Drulă? Așa a ieșit și domnul Drulă, așa au ieșit toate alegerile de la noi. Da, poate ar trebui să renunțați la soft ca să iasă oameni mai interesanți pe la conducerea partidului. Poate nu, ar trebui softul,
Să știți că softul nu scoate altceva decât ce introduci în el, iar la categoria oameni interesant, sper că mă socotiți și pe mine. Mulțumesc mult, anticipat. Câți candidați ați rămas? Ca să stabilim câți oameni interesanți sunt. Câți mai sunteți acum în cursă? 4. 4 candidați. Principalii candidați, din punct de vedere al vizibilității, al responsabilității politice în stat, sunteți dumneavoastră și doamna Lasconi, nu neapărat în ordinea asta, că ar trebui să fie elegant și să încep cu doamna. Și Radu Hoțu de la Brașov și un... Care ce responsabilitate are în statul român? În statul român e cetățean, noi... Am înțeles. Ok, păi înseamnă că nu există niciun fel de diferențiere între responsabilitățile pe care unii membri de partid le au, ca deputat sau primari și simpli cetățeni. Eu ziceam de oameni păi care nu au ceva. Acum, în dacă mă las cu domnul Hosu de la Brașov. De cei patru nu au acum o funcție. Sigur, Elena Lasconi e primarul municipiului Câmpul Lung, eu sunt deputat de București. Ceilalți doi colegi sunt, n-au funcții publice. Ziceți-l și pe al patrulea, ca dacă tot le faceți reclamă tuturor. Vasile Filip din Constanța. Deci domnul Filip din Constanța, domnul Hosu de la Brașov, dumneavoastră și doamna Lasconi. Da. Primul tur mâine, mâine și poi mâine, după care rămâneți doar doi. Să vedem, poate câștigă cineva din primul tur, dar dacă nu, atunci o zi de reculegere a forțelor și turul 2. Deci turul 2, în eventualitatea în care marți nu avem un câștigător din prima, ar fi joi? Ar fi joi și vineri, tot două zile. A, deci două tururi și se votează... Două zile și pentru turul 2. Două zile și pentru turul 2. Dar e bună ideea asta să voteze absolut fiecare membru sau ar trebui ca la e partidele vechi cu delegați? E bună cu condiția să fie, ca votul să fie transmis corect. E foarte bună ideea. Păi avem dubii, așa câștigat domnul Drulă. Da, dar pe vremea când despre domnul Drulă se credea altceva decât ceea ce a rezultat la sfârșit. Aș vrea să știu, domnule Zeidler, care e diferența dintre dumneavoastră și doamna Lasconi, nu intrați în așa, sub aspectul candidaturii pentru șefia partidului. Deci, oamenii care doresc să aleagă pe cineva, de ce să vă voteze pe dumneavoastră și nu pe doamna Lasconi, de exemplu? Ce vă diferențiază ca viziune, ca planuri, ca idee de conturarea unei echipe cu care să lucrați? Nu știu. Care sunt, că totuși sunteți contracandidați acum, cu toată prietenia dintre dumneavoastră. Categoric, o să rămânem prieteni și după rămâne de văzut. Cursul electoral, oricare ar fi rezultatul, sunt absolut sigur. Eu sunt deputat, sunt în București, Elena Lasconi este primar în Câmpul Lung. Eu nu doresc să candidez la alegerile prezidențiale din România. O sprijin pe Elena Lasconi, ea dorește să candideze la alegerile prezidențiale în numele USR. Eu sunt mai vechi în partid și cunosc mai bine structura partidului. De asta pot să asigur, haideți să spunem așa, spatele organizatoric, în timp ce Elena trebuie să fie în campanie, în pre-campanie și în campanie, în vara, toamna acestui an. Deci dumneavoastră mergeți pe o conducere bicefală, că deși n-ar avea responsabilități executive în partid, candidatul la alegerile prezidențiale e un pol de putere. Doamna Lasconi consideră că președintele și candidatul trebuie să fie în același trup. Da, și știu că există teoria aceea că ar fi doi poli de putere. În realitate nu ar fi doi poli de putere, pentru că nu-i de parcă eu îmi doresc altceva decât succesul Elenei Lasconi în alegerile prezidențiale și, evident, succesul partidului în alegerile parlamentare. Aici nu ne diferențiază nimic, tocmai de asta nu există doi poli de putere. Domnul Bușcu, ideea asta că președintele nu candidează, nu e una să demoralizeze partidul. Deci avem un președinte, dar el nu candidează, are om. Candidează altcineva. Dar nu merge în momentul ăsta, mai ales în situația relativ critică în care se află USR după rezultatul alegerilor, pentru că e o fostă conducere sau o actuală conducere a partidului de la care se așteaptă să devină fostă, care sigur că nu privește cu ochi buni un eventual succes. Elena Lasconi, dacă ajunge, și sper să ajungă ea, pentru că domnul Zeidler nu vrea să candideze, ar fi un adjunct bun, un sprijinitor bun al Elenei Lasconi
Elena Lasconi are vreți nevoie... Vreți pe doamna Lasconi președinte la USR? Deci cu partid condus de la Ciuhan... Nu văd ca președinte la cine mai USR. Vede să conducă partid național dintr-un oraș de provincie? Eu văd... Am accentuat provincia așa, sigur, într-o manieră arogantă, vă dați seama. Sunt niște amănunte care pot să fie chiar bariere. Dar eu nu văd președinte, o văd ultima șansă de a reanima puțin USR-ul, care are, are o perspectivă destul de proastă pentru următoarele alegeri, având în vedere că partidul deja fierbe, sunt deja nemulțumiri, fosta conducere are, în fine, și-a făcut mica sau marea ei oligarhie acolo și conduce altfel decât s-ar fi așteptat membrii simpli de partid. Lucrul ăsta se poate vedea în rețele sociale, în reacțiile oamenilor simpli, în reacțiile celor care au votat cu USR-ul și au votat inclusiv acum cu USR-ul, dar au în continuare o nemulțumire legată de ce s-a întâmplat acolo. Și deci o vedeți candidată la președinție, nu neapărat președinte de partid. O văd. Asta spuneam, că nu cred că poate altfel decât dacă are și control pe funcțiile executive din partid, pe comitetul central al partidului. Alminter nu se poate mișca. A zis de la început? Da, și-a spus, dacă da. Nu-mi dați și ar echipă? Trebui ca oamenii să înțeleagă asta. Sigur că Elena Lasconi nu are experiența politică a unor membri mai vechi din partid, dar tocmai asta ar fi ideea, ca membrii mai vechi să o ajute, să o împingă în față. Ea este o figură nu numai inedită și exotică, este o femeie matură, are experiența televiziunii. E ceva nou. S-ar putea să stârnească ceva, s-ar putea să scoată puțin partidul de pe aparate. S-ar putea să nu facă asta. Dar în niciun caz un alt candidat în afara Elenei Lasconi n-ar putea să facă asta. Dar nu ar trebui să caute un candidat în afara partidului? Păi e cam din afara partidului Lasconi. E prin poziție. E și din afara Bucureștiului, adică e din Câmpul Lung, un oraș care are câteva zeci de mii de locuitori. E 30 de mii. Deci a luat probabil 10.000 de voturi. 8.000. 8.000. Curate. Ei, cât un cartier din București. Cu toate astea, o femeie inimoasă, împinsă, bine susținută din niște politicieni tineri, deștepți și maturi, poate să facă o figură. Poate să răstoarne masa. Poate să ia Luciuca. Poate să intre în turul 2? Într-o aliniere, să spunem așa, nebunească a planetelor. Cu Mercur bine aspectat. Poate să-l, da, poate să-l împiedice pe un candidat... cum e generalul Ciucă, mai mut, mai cu găuri, mai lipsit de... care nu trece ecranul, se izbește din potrivă ca o muscă de geam atunci când e chemat să vorbească, poate să ia din voturi masiv, pentru că această unitate spontană, coaliție spontană a dreptei într-un doi și în general nu funcționează, cred, pe un candidat ca Nicolae Ciucă. Și poate să-l împiedice să intre în turul 2. Dar ea în turul 2 ar lua voturile generalului Ciucă? Cred că s-ar juca în turul 2 o femeie, un outsider care ar veni pe o platformă și nu mă îndoiesc că în spatele ei s-ar aduna foarte mulți oameni creativi, oameni cu idei, care ar vrea să o sprijine, care ar vrea în orice caz să joace, să vadă jucându-se la președinte, nu mă îndoiesc că ar putea să facă o figură. E ca și România când a dat gol cu Columbia sau cu Argentina, știi, când ții cu, imediat cu echipa care prin îndrăzneală și surpriză ajunge într-o poziție interesantă. Asta s-ar putea întâmpla. Dacă USR cade tot pe vechile scrupule și își caută în insectarul vechi cu cadre, nu or să facă o figură interesantă. Dar pe de altă parte, domnul Seidler, dincolo de analiza perfect pertinentă a domnului Bușcu, asta e o soluție pentru partidul dumneavoastră, de salvarea partidului dumneavoastră. Dumneavoastră, useriștii, vă jucați cu președinția României ca să mai trageți un pic partidul ăsta din nămolul în care a intrat până în gât. Pe ce știe primarul din Câmpul Lung legat de orice înseamnă administrație prezidențială, președinția României? Chiar așa n-aveți niciun pic de responsabilitatea candidaturilor? Puneți pe oricine? Mulțumesc pentru provocarea întrebării. Vă rog. O să răspund în două părți. Unu, la alegerile locale, în ciuda scorului nu foarte bun de la europarlamentare... Nu foarte bun? Locale, haideți, vă rog frumos, nu foarte bun. Aveți la fel de mulți europarlamentari ca partidul doamnei Șoșoacă. Dacă ăsta nu foarte bun, este scorul domnului Simion, care doar 6. La dumneavoastră este scor dezastros, cum nu foarte bun. Da, mă rog, apreciez eufemismul, vă rog. Da, ai tu și în analiza aia dacă vreți. Da. Oricum, față de acum 4 ani, mă refer la votul politic pentru consilii județene, USR a obținut mai multe locuri de consilieri județeni și nu au spus asta. Da, ce să-mi ce dracu.
Nu. Faceți ca aia cu Alan Coliban, care sigur că a pierdut, dar a luat mai multe voturi decât atunci când a câștigat. Deci e o creștere. Păi avem mai mulți consilieri județeni. Asta e o realitate obiectivă. Da. Mergând dincolo de asta, da, să știți că dacă mă întrebați care este profilul prezidențiabil în România, cu siguranță după 30 de ani de democrație originală, cred că nici Ciucă, nici Ciolacu, nici Joana și nici George Simion nu se califică. Nici doamna Șoșoacă, poate ar trebui să spuneți. Că acolo pare că vă bateți. Păi nu, dânsa mai degrabă așa, în gândăuția. Nu știu, m-am luat-o în... Nu știu, eu zic să... Na, fiecare să se raporteze la competitorul direct. Nu, nici vorba să fie Șoșoacă, negoțismele. Da, doamna Lasconi, știu că la un moment dat era propusă pentru deschiderea listei de la Euro, ulterior nu s-a mai regăsit pe lista de la Euro. Și vreau să întreb și eu, e o dinamică în câteva luni. Deci... Cum ajunge cineva care nu-i destul de bun să prindă lista deschisă de Dan Barna, îndeajuns de bun încât să conducă România, din perspectiva dumneavoastră? Ce s-a întâmplat? Pentru că nu e același criteriu, adică nu are nicio legătură o decizie politică internă cu capacitatea de a fi un bun șef de stat. Păi tot politică internă îi s-o puneți, candidat. Ce s-a întâmplat? Adică de ce a fost persoana non grata și acum este salvatoarea USR prin postura de candidat la președinție? Doamne, să știți foarte bine, nu a fost persoana non grata. A fost o problemă de comunicare acolo, dată o situație de familie. Ce situație de familie? Este rezolvată, înțeleg, în momentul de față. Hai să ne uităm spre... Păi dacă apare fisa și în campania asta de prezidențiale și spune nu, m-am gândit mai bine, mama tot, nu. Rău, parenting sub orice critică. O scoateți din nou din cursă? Nu cred că se mai pune problema asta. S-a liniștit și aia mică tot. Pare neserios așa. Domnul Bușcu... Da, vedeți dumneavoastră... Ia, spuneți, domnul Zaila. Dumneavoastră insistați pe o chestiune de familie. Nu insist pe o chestiune de familie. Eu n-am nicio treabă cu familie. Eu v-am întrebat de lista de la Euro. Nu știam că lista de europarlamentare a USR-ului e o chestiune de familie. Cer scuze. Nu, acum știți foarte bine la ce. Să știu foarte bine, domnul Zailer, că nu eu am făcut subiectul la televizor, ci dumneavoastră l-ați făcut în ședințele de partid. Dacă dumneavoastră luați instastory-urile fetiței și le puneți pe ordinea de zi în ședințele de partid și după aia sunteți surprinși că presa dezbate acest subiect, înseamnă că aveți o raportare greșită la realitatea jurnalistică. Asta factual nu așa s-a întâmplat, dar trecutul e trecut, nu-l putem schimba nimeni, nici eu, nici dumneavoastră. Mă rog, doamna Lasconi l-a schimbat în ceea ce privește referendumul pentru familie, dar mă rog, o să trecem cu vedere. Avem alegeri prezidențiale. Haideți să ne uităm din oferta pe care o au România acum pe piața politică. Dacă e mai bună decât Joana Lasconi? Vă rog? E mai bună decât Joana pentru președinție? Categoric, pentru că Elena Lasconi nu este similară cu niciunul dintre ceilalți candidați care vin dintr-un sistem vechi și suficient de, cum să spun, depus în clasorul istoriei și atât. Am înțeles. Deci Ciucă vine dintr-un sistem vechi? O categoric, da. Păi Ciucă e mai nou în politică decât dumneavoastră. E, haideți, vă rog. Păi când ați intrat în politică, dumneavoastră? Ați intrat în 2016. Iar Ciucă este reprezentantul unui sistem vechi. Chiar dacă el pasul în față l-a făcut recent, în lumina reflectoarelor, da, știți bine că noi făcea antrenamentul pe margine de foarte mult timp. Așa foarte rău nu vă deranjează sistemul vechi, că ați candidat în tandem cu PMP și Forța Dreptei condusă de Ludovic Orban. Adică ceva bun o fi și în trecut, că altfel nu vă aliați. Mă gândesc, nu? Nu tot trecutul e rău. Aia a fost o decizie, da, dacă vreți, anti-PNL-PSD. A. Da? Erau doi poli. Da. Au câștigat dânsii făcând comasarea, că haideți să fim realiști. Haideți să discutăm și despre asta. Domnul Bușcu, au câștigat alegerile cei de la PNL-PSD pentru că, sigur, exit polul din 9 iunie îi așeza undeva peste pragul de 50%, ulterior, scorul final, 40 și mult, dar sub 50%. Asta înseamnă că cel puțin unul dintre cele două partide a obținut un scor mult mai mic decât se aștepta. Da. Cine e loserul? Un câștigător important, câștigător de moral, este PNL. Câștigătorul în sens absolut este PSD. PSD a câștigat mai mult decât a dat PNL-ului din ceea ce a avut el. Acum,
aici nu, e o victorie de ce pentru PNL-PSD? Pentru că ei au verificat acum megastructura și ea funcționează. Ei în momentul ăsta, dacă se așează la masă și la masa verde și stabilesc Nicu aia, Marcel aia, ei câștigă. Ei în momentul ăsta pot să meargă la mare. Întrebarea este dacă vor cădea la această înțelegere, pentru că sigur că ispita pândește din ungherele întunecate ale setei de putere. Vedem că Nicu se gândește că se poate forma valul dreptei. Și cu useriștii? Cu useriștii, cu nehotărâții, cu ura împotriva vechii, cu, sau cu realimentarea scenariului cu ciuma roșie, se pot scoate demoni din imaginarul public dacă e nevoie. Adică până acum noi vedem că alegerile prezidențiale în turul 2 au fost alimentate de ceva și n-au fost pur democratice, asta putem să noi, ca să eu care sunt din anii 90 mă uit la alegeri, înțeleg că de fiecare dată a fost câte ceva. Pe vremea când se duceau voturile cu sacii sau formulare, erau așa, a venit vremea tabletelor, acum e vremea numărătorilor, când centralizarea se face cu ajutorul unor servicii secrete militarizate. Sigur că variațiile nu pot să fie foarte mari, trebuie să contribuie într-un fel și poporul la crearea alibiului, dar în general lucrurile astea se pot... Dar Joana e candidat credibil sau... El mai mult a mușinat așa în perioada, adică nu și-a anunțat o candidatură într-o manieră explicită? Păi n-are cum să-și o anunțe Joana, pentru că el trebuie să fie la summitul de la Washington, care se termină pe 11-12. Nu poate 10. În timpul mandatului să spun, să știți că în probabil septembrie... că are niște discuții cu Stoltenberg, care tocmai se va lăsa înlocuit de Mark Rutte. Da. Și probabil că și Joana va face o figură de jiu-jitsu. Uitându-te la energia pe care o folosește pe rețele de socializare, că ține conferințe, că transmite mesaje foarte prezidențiale, eu sunt sigur că va candida Joana. Și problema este, cu șanse? Șansele sunt de două feluri. Șanse teoretice, despre care putem vorbi, și șanse practice, care înseamnă alipirea unui partid. Dacă nu are un partid care să aibă structuri în teritoriu să poată controla voturile, el poate să aibă și 80%. Din tabletă lucrurile se pot regla și nu se pot demonstra aceste reglaje dacă nu ai rețea. Dacă nu ai numărătare paralelă, dacă n-ai pândari care să stea călare pe ăștia, USR-ul, AUR, n-au structura vechilor partide. Eu cred că aceste partide mici iau de obicei mai mult decât se comunică la vot. Pentru că vedem, de exemplu, cum este reglat UDMR-ul, care, sigur, un partid european, european să avem o minoritate în Parlament, deci e un nonsens, dar este pe măsură ce rămân mai puțin Bărăgan? Și participarea e mai mare, procentul UDMR-ului din frica de a nu cumva rămâne fără un sprijin la nevoie pentru o majoritate, e băgat în Parlament. Oare asta se întâmplă? Joana are șanse câtă vreme va fi în colaborare cu un partid. Câtă deci vreme da, e candidatul PSD. Candidatul PSD sau cine știe? Poate că și PNL îl dorește, poate că și eu știu, poate domnul Zeidler vrea să renunțe la Elena Lasconi și să... Păi a spus că nu-i candidat Joana suficient de credibil. Pe Joana. În fine, sunt aceste candidaturi, Joana însă, chiar dacă candidează și dacă se spune că nu are șanse, are însă șanse mari să rănească grav pe doi dintre candidați, și anume pe Marcel Ciolacu și pe Ciucă. Pentru că electoratele... Deci dă și în stânga și în dreapta. Da, în procente mai mici. Așa rezultă de alminteri și din sondaje. Și asta ar însemna un tur 2 cu cine? Păi dacă Joana își face rost de un partid, de un sprijin, are șanse bune să intre în turul 2. Și de acolo meciul e deschis. Până acum știm că în turul 2 va intra Marcel Ciolacu, fără discuție, în orice situație, oricât i-ar lua Joana, oricât i-ar... Deci intrarea în turul 2 e condiționată doar de participare. Da. Dacă Marcel Ciolacu candidează, va fi în turul 2. Dar să ne amintim că mulți președinți PSD au fost în turul 2 și asta nu, nu le-a îmbunătățit cu nimic viitorul politic. Iar aici lucrurile sunt destul de simple. Este o mecanică electorală simplă, elementară, pe care un partidele tinere, de pildă, USR, AUR, ar trebui să o învețe mai bine, să ia câte... să se îmbogățească cu niște exemplare vechi de politicieni cârșiți.
care să le spună niște pe tipologia Cosmâncă, care să le spună că mecanica votului și a campaniei. Domnul Zeiler era scârbit când vorbeam de politicieni un pic mai. Domnul Zeiler, de ce nu este un om mai așa, mai trecut în viață să vă. Nu ies rezultatele. Ce ziceți, domnul Zeiler? Ați n-apelați la înțelepciunea celor trecuți în viață a politică? Ba da, la Cosmâncă mă gândeam să-l atașăm pe domnul Mirom Mitra, nu? El scria o carte. Îi faceți un contract de colaborare. Aveți un contract bani? De colaborare pe termen limitat și beneficiați de serviciile unor oameni cu know-how practic în perioada electorală. După care îl concediați, îl înjurați, vă delimitați de el. Dar e nevoie, mulțumesc, să știți. Vă mulțumesc frumos pentru sugestie, răspunsul este nu. Mergeți pe varianta asta. Dar să analizăm și un scenariu absurd. Spunem că doamna Lasconi candidează la alegerile prezidențiale și nu obține un scor spectaculos, cum probabil anticipați și dumneavoastră și ceilalți români. Își dă demisia, nu? Nu, dar nu se acord cu dumneavoastră. Păi nu, este un scenariu. Depinde de mine. Nu, stați un pic. Spuneți. Eu fac tot ce depinde de mine ca Elena Lasconi să ajungă în turul 2. Da, eu pe de-aia am spus un scenariu puțin probabil în care obține un scor prost. Cu tot ce faceți dumneavoastră, dincolo de puterile dumneavoastră useristice, dânsa obține un scor prost. Că dacă vă ziceam acum 3 luni că veți avea 2 europarlamentari cât Șoșoacă, nu ne ajungea timpul de emisie plus publicitatea ca să vă potoliți râsul. Corect? Dacă vă ziceam că aveți fix cât Șoșoacă o să aveți în Parlamentul European, cât ați fi râs, domnul Zeiler? Mult. N-aș fi râs deloc. Nu mi-a fost deloc simpatică ideea ca să râd. Dar nici n-ați fi luat-o în serios. Și uitați cum e viața reală. Acum noi trebuie să înțelegem că poate nu este în tocmai, poate nu corespunde în tocmai realității furat, intrarea, adică? Lui Șoșoacă în Parlament. Să ne gândim că, nu în Parlamentul European, să ne gândim că alimentarea unui partid de tip rival la AUR reprezintă și o pârghie de reglaj în viitor pentru o eventuală propulsare în turul 2 sau extragere. Așa. A unui candidat suveranist. Păi eu cred că asta încearcă și USR-ul cu doamna Lasconi. Merge 0,4 pe cartea suveranistă. Așa că... Nu? Asta nu e o trendă. Nu? Nu. Haideți. Sincer acum. Păi haideți că nici pe doamna Firea n-am văzut atât de desănie. Ca pe doamna... Unde? Da, ok, unul ai să porți IE. Haideți, domnule, că ați înțeles la ce mă refer. Ieșirea României din UE și din NATO. Ați păi fost. Cine zice ieșirea României din UE și din NATO? Că Simion acum... Doamna Șoșoacă. A zis că poate să dinamiteze UE și NATO. N-a spus că va genera un raw exit. Mă rog, nuanțe. Că suveranist înțeleg că e și Simion, care tocmai s-a jurat că apără integritatea teritorială a Ucrainei. N-a citit programul politic a doamnei Șoșoacă, era foarte clar ieșirea României din UE și din NATO. Până programul, în statutul partidului doamnei Șoșoacă, pe care nu l-a citit dumneavoastră, de altfel, se definește formațiunea ca fiind una progresistă europeană. Deci, ce vreți să citim? Eu mă refer la programul politic. Eu mă refer la statutul înregistrat la tribunal, dacă vreți să o dăm în diverse. Dar haideți să revenim la partidul dumneavoastră. Dacă doamna Lasconi, în ciuda eforturilor și sigur că da, a capacității sale deosebite de a conduce mai mult decât România, dar ne limităm, nu obține un scor bun, ce faceți? Schimbați șeful partidului și la finalul septembrie în vederea alegerilor parlamentare din noiembrie sau când sunt? Nu cred că va fi cazul, pentru că eu am convingerea că eu voi fi președintele partidului. Păi și dacă... domnul Bușcu, păi mi se pare cea mai inteligentă strategie a USR-ului. Hai să punem un candidat, nu face mare lucru, avem președinte, ca să nu organizăm congres din nou, vina aia candidatului, președintele săracu ce să facă? Rămâne în funcție. Merge sistemul ăsta? Merge, dar mi se pare că e un joc la miză mică. Eu cred în continuare că Lasconi n-are nicio problemă dacă pierde să se întoarcă la Câmpul Lung, să-și dea demisia din Parlament. Dar cred pe de altă parte că e un moment bun ca USR să facă un mic eveniment din candidatura lui Lasconi. Pentru că domnul Zeidler sau... Hai, suntem de acord. Da. După aia poate să-și ia USR-ul înapoi. Nu cred că e dorința lui Lasconi să fie în continuare, să stea la Câmpul Lung și să vină să conducă USR-ul la București. Nu știu, adică nu cred că asta o animă pe ea. Dar miza asta e interesantă. Pentru că poate să tragă și USR-ul mai sus decât că e pe buza gropii. Dacă continuă declinul, s-ar putea să se
producă o implozie așa de care, pe care nimeni să nu o bage în seamă și să auzim un oftat în loc de un geamăt și să se ducă partidul. Ceea ce ar fi trist, pentru că e un partid necesar, mai ales după ce... Și rămânem cu principala forță de opoziție, AUR? Asta e într-adevăr trist. De aia... N-are cum, că ei nu sunt de opoziție. De ce? A. Spuneți. AUR? Da. Care e... Trebuie să mai adăugați ceva așa pe lângă această axiomă. Cum se întâmplă că întâmplător sau nu, de câte ori e deprimit opoziție pe algoritm, PSD preferă să o dea celor de la AUR? Cum se întâmplă că AUR votează majoritatea proiectelor de lege așa cum votează și PSD? Hai să fim serioși, adică una este să spui sunt de opoziție și când te uiți un pic în afară de niște scandaluri, de fapt sunt perfect înțeles băieții de acolo. Știți ce cred eu, domnul Zeidler? Cred că încă nu ați învățat destule trucuri care de fapt sunt obiceiuri în politică. În momentul în care în politică faci o declarație publică, nu trebuie să mori cu ea și în spatele ușilor. Pentru că cei de la AUR ce fac? Fac un statement, fac o declarație, pun o presiune, după care merg în spate și negociază. Așa, de fapt, această mișcare de glezne nu este o lipsă de morală, ci este un tip de eficiență politică. Vă reamintesc că ați ieșit prostește de la guvernare, practic sinucigând puțin partidul, într-un moment în care n-avea nicio rațiune să faceți lucrul ăsta. De ce? Deoarece scopul principal, fundamental al existenței unui partid, să ajungă la putere, să ia puterea și în numele acestei lor de putere să-și exercite, nu, să-și pună, ducă la îndeplinire promisiunile. Rămâneți cu ceea ce... Trebuie să aveți o gândire duală, vă spun, și asta ați învățat-o de la Mitrea, de la răposatul politic Cozmâncă, de la oameni cu vechime în limbajul dublu. Trebuie să... Dau, sigur, dau niște nume, înțelegeți. Deci sunt mai idealiști. Da. Decât adică rămâneți cu niște principii. Muriți cu niște principii în brațe și rămâneți la periferia politicii. Trebuie să vă înfigeți puțin. Sunt parțial de acord cu dumneavoastră. Spuneți. Pentru că suntem absolut de acord că rostul de fapt fiecărui partid, nu doar din România, ci în general, este să ajungă la guvernare. Aici suntem de acord. Doar că politica mai e și pe principii și pe valori. Atâta timp cât predici una și faci alta, eu cred că devii total necredibil. Sigur, poți să faci greșeli în politică și asta cred că este cazul recent al USR-ului, în care, deși ții de principiile tale și de valorile tale, faci alte tipuri de greșeli. Dar dacă mă întrebați pe mine, adevăratul pericol al dispariției USR nu e momentul de față, ci ar fi momentul în care noi am renunțat la valorile pe cântul care ne-am... Domnule Zeidler, domnule Bușcu, să luăm câteva momente de publicitate și revenim apoi în direct. Am revenit în direct, ultima fază de gol din această emisiune, domnul Doru Bușcu de la Cața Venci alături de noi în studio și prin telefon domnul Cristian Zeidler de la USR. Domnul Zeidler, v-am luat așa tare pe prima parte a intervenției, dar mă rog, am și eu dreptatea mea. E ocazia de revanșă. Citesc un titlu pe RFI. România înregistrează cel mai scăzut nivel de încredere în presă din ultimii 8 ani. Digital News Report, un studiu făcut de Institutul Reuters pentru studierea jurnalismului de la Universitatea din Oxford. Deci am Reuters, Oxford, cuvinte cheie. De la 80% încredere în presă în anii 90, suntem acum undeva pe la 30%. Păi mai avem noi, domnule, legitimitatea să vă criticăm pe dumneavoastră, cu scorurile dumneavoastră și cu încrederea pe care o au cetățenii în dumneavoastră, când noi, iată, am picat în clasamentul încrederii cetățenilor, domnul Zeidler. Păi eu nu v-aș băga pe toți într-o singură găleată, cum eu nu bag nici toți politicieni într-o singură găleată. Adevărul este că dacă mă uit din avion la presa din România, nu pot să nu văd că în timp ce rolul presei ar fi să critique la fel politicienii și să fiți la fel de incomod cu politicienii, unii colegi de-ai dumneavoastră au înțeles altceva din venirea presei și evident asta e... cu stimulent financiar, că nu vă spun nicio noutate, s-au scris multiple lucruri chiar despre finanțarea de către politicieni, prin structuri statale, de cele mai multe ori, a unei părți a presei. Eu nu-mi doresc ca presa să fie
simpatică și obedientă cu un politician. Eu îmi doresc ca presa să fie la fel de incisivă cu toată lumea. Domnul Bușcu, unde am greșit, domnule? Unde greșim? Cine? Sunt ăștia care... Presa? Sunt... Da, jurnaliștii. Da. Unde greșim? Păi, în primul rând, cred că încrederea în presă este mai mare decât încrederea în politicieni. Sau asta e clar, dar am ajuns să ne comparăm. Așa amărâtă și decapitalizată cum e presa, tot pe aici, stăm acolo, da, stăm peste. Mai bine decât câteva instituții. Ne alintăm și noi, oricum. Doi, ar fi trebuit, eu m-aș fi așteptat ca presa, de fapt, declinul presei are factori cumulativi. Unul din ei este, să spunem, evoluția tehnologiei, al doilea este criza economică și al treilea este lipsa totală de interes a clasei politice de a sprijini, așa cum s-a întâmplat în momente de criză în Franța, în Germania, așa, legislativ, capitalizarea presei. În momentul în care presa nu s-a mai putut susține, s-a dus și a cerut susținere de acolo de unde au fost banii. Unii au reușit în piața privată, alții n-au reușit și s-au dus la poarta partidelor. Iar acolo începe un târg care întotdeauna presupune cedare. Și iată că încrederea în presă merge în continuare cu succes înspre diminuarea acelui procent. E inevitabil drumul. Pe de altă parte, s-a și schimbat formula clasică a presei. Acum lumea, când spune că nu are încredere în presă, de fapt spune că nu frecventează la fel ca înainte presa, pentru că își ia informații din zone foarte nefiabile, de tip Facebook, TikTok, rețele, internet ca entitate globală și așa mai departe. Ceea ce noi nu recomandăm. Ceea ce noi recomandăm, biblioteca, în schimb și presa clasică, cu mai multe grile de verificare a știrii. Doru Bușcu de la Cața Vencii, Cristian Zeidler de la USR, vă mulțumesc pentru atenție. Mâine la ora 18, Bună România, formulă completă cu colegul meu Radu Buzeanu, pe care îl puteți urmări alături de doctorul de la ora 23, deci seara se anunță interesantă, noaptea chiar. Toate cele bune!